Situația epidemiologică este din ce în ce mai gravă pentru mehedințeni. Cazurile de COVID-19 cresc de la o zi la alta. Numărul de infectări la nivelul județului nostru este de peste 6.000 de la începutul pandemiei. Se pare că noul coronavirus își face simțită prezența din ce în ce mai mult, iar asta îi sperie pe locuitorii județului Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 50 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei, 262 de persoane au pierdut lupta cu boala. Acesta este cel mai mare număr de cazuri înregistrate în ultimele luni în județul Mehedinți. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 881 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 148 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. 387 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19 52 de persoane și a fost înregistrat un deces. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 1,64. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Cele mai afectate localități din județul Mehedinți sunt Vânători, Ilovița, Breznița Motru, dar și Drobeta Turnu Severin, rata de infectare ajungând la 1,6 la 1000 de locuitori.